Vlad Voiculescu a susținut o declarație de presă ieri, în care a încercat să explice ce s-a întâmplat la Fășor cu evacuarea pacienților, cu trimiterea cazurilor mai grave în alte spitale și externarea celor care poate erau într-o stare de sănătate ceva mai bună. Și era posibil lucrul acesta. În această conferință, din nou, spun conferință, n-a fost conferință, a fost declarație de presă. În această declarație de presă, Vlad Voiculescu nu și-a asumat în niciun fel responsabilitatea. Înainte să susțină această declarație de presă, a avut și o conversație extrem de interesantă cu o consilieră și cu cameramanul, oamenii care au asigurat transmisia. Un singur microfon a fost prezent acolo, microfonul știrilor TVR, în momentul în care Vlad Voiculescu a făcut această declarație. Din fericire avem câteva momente înainte să înceapă declarația. Cu Vlad Voiculescu, din nou, fără mască, așa cum scrie Digi24. Vlad Voiculescu poate fi auzit în mod clar, spunând să nu cumva să intre cineva să mă vadă că sunt fără mască când e cineva lângă mine. Vlad Voiculescu, la al treilea, nu știu, al patrulea moment în care, din această poziție în care se află de ministrul al sănătății, nu poartă mască. ce cauți? Nu cumva să intre cineva, să o vadă că să fac o mască când intre altcineva lângă mine. Ca da? Ca da, mai da? Așa, să închide ușa, da? Uh, acum stați fără mască, fața... Stau fără da? mască, da. Ok. Așa, e singur aici. Uh, da? uh. să mai... E singur, da? Vlad Voiculescu e singur. Uh, ia pune un pic, Vorbește cu doi, doi ani. Vlad, Vlad, pune un pic de la o consilieră îi spune să își pune masca masca pe care o ai. De ce? Discuția e fără măști. La mare, la munte, la nu știu care chestie. Să-mi spuneți când poți să dau drumul. Am... Poți să dau drumul? Da. Stați un pic. Da. Uh, mască. masca... Da. Măi, sunt singur. Totuși. E singur. Da. E singur. E singur el care vorbește cu doi oameni. Probabil cameramanul TVR și o consilieră. Dar Vlad Voiculescu este din nou singur. Chiar dacă ar fi fost acestea singurele sale greșeli, și tot erau greșeli majore pentru un ministru al sănătății, în această perioadă dificilă, în valul al treilea al pandemiei, în care masca este în continuare obligatorie peste tot prin România. Iar Vlad Voiculescu trebuia să fie un exemplu din punctul acesta de vedere. Îl vedem acum așa cum este el, când nu știe că e filmat. Să nu cumva să vină cineva să-l vadă din nou că e fără mască când e cineva lângă el. Problema lui nu e că încalcă regulile. Problema lui e să nu fie din nou prins în această situație. Dar a fost prins. Din nou, Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu, ministru al Sănătății. Fără mască. Încă un motiv de scandal. Încă un motiv ca să adăugăm acolo pe lista aceea pentru care Vlad Voiculescu ar trebui să prezinte niște explicații. Să vină și să explice oamenilor de ce e în regulă ca el să nu poarte mască. Când e clar, are oameni în jurul lui. Poate că așa îi tratează pe cei din jurul lui. A, ah, e în regulă, nu trebuie să mi arate o responsabilitatea și să-i protejez pe cei din jurul meu. E doar o consilieră și un cameraman TVR. E irrelevant, nu? Da, Vlad Voiculescu a apărut singur în această declarație de presă. Dar să nu înseamnă că nu erau oameni în jurul lui, ci putem auzi extrem de clar că erau oameni în jurul lui. Vlad Voiculescu este vaccinat. Poate că și oamenii din jurul lui erau vaccinați. Dar nu există o astfel de prevedere în România, astfel încât Oamenii vaccinați să beneficieze de privilegii speciale. Există, într-adevăr, o derocare, se pare, pentru persoanele care se adresează public, pentru care poate exista această excepție. Dar nu vreau să vorbim despre excepție aici, pentru că soluția pentru acest moment nu e ca Vlad Voiculescu să fie din nou amendat sau să ceară să fie din nou amendat. E irelevant lucrul acesta, în acest moment. Vorbim aici despre mesajul pe care îl transmite în continuare Vlad Voiculescu. Atitudinea aceasta de superioritate, dar nu e combinată cu încredere. E o atitudine de superioritate, dar în același timp, nu știu. Se prezintă așa ca un om, dacă nu neapărat prost pregătit să gestioneze această situație. Timorat, nu știu, în fața presei, de fiecare dată când apare, în astfel de situații, chiar și atunci când nu îi adresează nimeni întrebări. Ce a spus în această declarație de presă? Că devină sunt televiziunile, că devină manager de spital, poate primăria, oricine, altcineva, dar nu Vlad Voiculescu, Ministrul Al Sănătății, care, în mod clar, a fost sau trebuia să fie informat de ce se întâmplă nu? Că are loc evacuarea spitalului noaptea. Noaptea ca idioții. Cred că, adăugând toate aceste lucruri, e destul de clar că zilele lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății sunt numărate. O demisie de onoare, așa cum cere Florin Câțu, ar putea fi soluția în acest moment. Nu știu dacă ea va veni, pentru că să îți depui demisia de onoare E nevoie de ceva acolo. E nevoie de onoare. Și, încă o dată, faptul că există oameni care au interese ascunse sau nu neapărat ascunse, oameni care îl vor pe Vlad Voiculescu plecat de la Ministerul Sănătății, și că oamenii aceștia îl atacă tocmai din acest motiv, asta nu înseamnă că nu există motive legitime ca el să plece. Pentru că, din ce am văzut până în acest moment, nu suntem în prima lui săptămână de mandat. Din ce am văzut, până în acest moment, nu este pregătit să gestioneze această situație. Nu vorbim neapărat de organizare, deși și acolo sunt probleme. Unul dintre rolurile pe care el le are din această poziție de ministru al sănătății este comunicarea, mai ales acum. Să arate că oamenii trebuie să aibă încredere și că au motive să aibă încredere în autorități. Oamenii, în mod clar, nu au încredere în autorități. Și oricâți oameni ar pune Vlad Voiculescu să voteze la sondaje realizate online, susținătorii ai partidului, asta nu schimbă realitatea din teren. Vlad Voiculescu nu prezintă încredere în acest moment. Poate că și ales și prost, nu? Momentul să vină, ministru. Ar sănătății. E situație de criză. Nu e simplu. Poate dacă avea noroc să nu prindă mandatul acesta pe timp de pandemie, poate că altfel stătea. Poate că avea o altă imagine. Dar cred că în acest moment imaginea sa publică este compromisă. Cu toate aceste incidente. Cu lucruri reale care s-au întâmplat. Nu putem să le ignorăm. Cu toate aceste lucruri, cred că e destul de clar: Vlad Voiculescu va pleca de la Ministerul Sănătății. E doar o chestiune de timp, în acest moment. Ce se va întâmpla mai departe, rămâne de văzut. Care vor fi deciziile luate în interiorul coaliției? Vor merge USR Plus până la capăt pentru Vlad Voiculescu, chiar cu riscul să cadă guvernul? Asta va trebui să vedem în perioada următoare.